În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am să pun accent doar pe câteva idei simple și n-am să vă obosesc seara asta prea mult, nu pentru că n-aș avea subiect de discuție, avem suficiente subiecte de discuție, dar am să mă explic puțin cu două lucruri absolut necesare și consider că e momentul să punem puțin pedala pe accelerație ca idee din următorul motiv. Ați văzut că ieri a fost aprobat referendumul pentru familie. Aici aș face doar două distincții, pentru că se încearcă o colorare a apelor, nu ca în vremea lui Faraon, când au fost plăgile, ci așa în mod cameleonic, de a induce câteva idei greșite sau de a induce câteva idei subtile prin care să se arate că acest eveniment politic în sine, dar el nu este politic, este mai mult creștin și moral, ar avea un efect și ar veni asupra societății cu o diviziune. Aș porni de la următorul considerent și aș lua câteva exemple simple. Mai întâi de toate, în țara noastră românească avem câteva regiuni istorice. Vorbim de dobrogeni, vorbim de munteni, vorbim de moldoveni, de bănățeni, de ardeleni, de maramureșeni, de basarabeni, de moldoveni, de peste Prut. La un loc conglomerat, toți suntem români. Aceasta nu ne dă nouă nici o piedică de a ne respecta tricolorul, valorile, naționalitatea, neamul, tradițiile, obiceiurile, credința și valorile culturale și creștine. Deci în momentul când auzi câteodată câte un om care este mai fudul, băi, cardelenii sunt mai deștepți, sau moldovenii sunt mai nu știu cum, sau muntenii sunt mai nu știu cum, toți sunt români. Dacă la 1918 nu ne-am fi unit, poate și astăzi am fi fost, v-am spus, o țară micuță, divizată, la cheremul multor interese, cum nici pe departe nu este ca să fim din nou așa dacă nu suntem atenți. Noi trebuie să ținem la această unitate de neam, de limbă și de credință. Se încearcă să se spune că ideea este pur politică pentru populism și electorat. Nu este vorba de niciun populism și de niciun electorat. Din totdeauna, dacă te duci în orice sat, în orice comună, făcând excepție orașul unde avem de obicei scări, blocuri și apartamente, oamenii se cunosc mai puțin sau se știu mai puțin, dar vorbim de mediul de muncă, vorbim de locul unde ne desfășurăm activitatea, de locul unde ne întâlnim cu semenii și tot avem un contact și atunci când întrebi despre o persoană, oamenii vin și îți aduc câteva argumente care întotdeauna par fie simple, fie populare, dar cu tâlc în ele. Și întreabă cineva, cine e persoana cu tare? Nu-i chiar de calitate. Sau altul spune, o moralitate îndoielnică. Adică omul în câteva cuvinte își dă părerea despre cineva, dar spunând acest lucru nu înseamnă că nu-i dă bună ziua pe stradă, nu înseamnă că nu-i zice bună dimineața vecine dacă coboară scările, nu-i sparge ușa cu toporul, nu-l alungă din apartament, nu-i sparge geamurile la apartament, nu-i bate copiii, nu-i desumflă roțile la mașină, adică nu-l exclude din comunitate. Nu este treaba mea ce face vecinul meu din punct de vedere moral sau spiritual sau intelectual sau administrativ sau gospodăresc sau personal sau familial, adică în mediul căminului său. De aceea noi vorbim despre poporul român ca despre un popor exagerat de tolerant, poate câteodată prea toleranți, gândindu-ne, luând de pildă, elementele negative ale societății pe care lumea mai degrabă le ocolește decât le condamnă. E, lasă-l săracul, că nu-i ca ceilalți oameni.
Nu îți pune mintea cu el, că e limitat. E, lasă-l în pace, că n-are multă carte. A, lasă-l, că ăsta nu știe de Dumnezeu. Vedeți, expresii care vin și garantează și limitează distanța dintre semeni, fără ciomag, fără pistol, fără bâtă, fără par, fără vreo metodă prin care să arate un argument de jicnire. În schimb, dacă ne uităm la argumentele ONG-iste, ca să folosesc o expresie, prin care vedem unele derapaje privind abuzul de exprimare sau privind abuzul de comportament sau demonstrațiile snobiste, dacă vreți, sau cumva pline de infatoare, cine sunt eu și toată dezinhibiția și îndrăzneala și tupeul, și v-am spus și într-o altă predică, altă dată, următorul lucru. Când un băiat sărut o fată în mijlocul târgului în mod ostentativ, îi șterbește imaginea și titulatura. Oricine o vede nu spune aceasta este o fată și se sărută cu prietenul ei. A, o ușuratică. E, doi tâmpiți. Sau știți cum se folosește expresia când omul vede ceva care deranjează. Cu atât mai mult, dacă lucrul acesta până acum ni s-a părut ciudat, cu atât mai mult poate fi ciudat când 2% sau 3% din semenii noștri, cu păreri mai puțin românești, tradiționale și culturale, vin să impună niște idei în baza unei singure expresii. Unirea consensuală, liber consimțită, între două persoane fac o familie. Am persoană la feminin, am persoană la masculin sau am la neutru, că ai și genul neutru. Și atunci, în momentul în care mitropolitul Ioan al Banatului a venit cu această strălucită idee, și o consider strălucită nu pentru că biserica, cineva mi-a spus, părinte, lăsați politica. Nu vorbim de politică. Aici vorbim de demnitatea și onoarea creștină a unui stat de 2000 de ani ortodox. Când vorbești de Sciția Minor, când vorbești de Sfântul Andrei, când vorbești de Basarab, când vorbești de Mușatin, când vorbești de toți domnitorii secolului 17 și ajungi în secolul 18 la Cuza, când se încheie genealogia domnitorilor și începe domnia regilor, începând cu Carol de Hohenzoller și terminând cu Carol al II-lea și regele Mihai. Deci noi vorbim de două generații și două dinastii creștine de model de conducere a României prin colaborarea cu Dumnezeu, cu Biserica, cu Duhul Sfânt și, cum spune acolo, dacă deschidem cartea de istorie la Neculce sau la Grigore Ureche sau la Miron Costin și la toți cronicarii, vom vedea fosta uns domn pe câmpul de la Direptate, Ștefan de Teoctist I, și pus stăpân și domn în scaunul Moldovei. Deci el era alesul lui Dumnezeu. În momentul când spui că regele a fost uns cu Sfântul și Marele Mir și pus în scaunul țării ca regele, este alesul lui Dumnezeu. Deci în momentul în care noi avem această tradiție creștină de 2000 de ani și am păstrat-o prin vărsare de sânge, nu prin lozinci sau prin legi ale Uniunii Europene, nu prin impuneri din tratate din astea fantomă peste noapte, de aici și de acolo. Noi nu suntem obligați ca țară ortodoxă să purtăm în spinare remorca nimănui. Fiecare să-și ducă tezaurul și cultura cum și-o dorește el. Nu-l oprește, dar în momentul în care participăm la diversitatea Uniunii Europene, noi participăm cu multiculturalismul nostru creștin. Că avem catolici, să-i păzească Dumnezeu sănătoși. Că suntem 80% ortodoxi, să-i păzească Dumnezeu. Că avem și secte de sorginte creștină, cum ar fi jehoviștii, baptiștii, penticostali, adventiști și celelalte secte, să-i păzească Dumnezeu. Că avem protestanți, să-i păzească Dumnezeu. În primul și în primul rând, chiar dacă au abateri de la un adevăr absolut apostolic, ei merg în direcția în care merge toată țara.
nu sfidează Constituția, nu sfidează legile țării, nu sfidează normele morale, normele etice și normele sociale. Și atunci noi trebuie să fim nu toleranți, îngăduitori, că așa spune Hristos, eu vreau ca tot să fie una, nu va veni sfârșitul până nu va veni să se va propovădui Evanghelia la toată făptura și eu vreau ca tot omul să vină la cunoștința adevărului și să se mântuiască. Deci avem de așteptat. Dar în momentul în care apar așa din senin teorii care nu au nici rădăcină în extraterestru, nu au nici rădăcină cosmică, nu au nici rădăcină teologică, nu au nici rădăcină filozofică, n-au nici rădăcină păgână, că și păgânii aveau femei și nășteau copii, atunci deja noi trebuie să ne punem o problemă dacă aceste mici tumorete care pot îmbolnăvi un organism întreg și viu nu trebuiesc stopate întâi prin ce? Prin etimologia bolii. Și Constituția, așa cum a cerut Mitropolitul Banatului, cere așa. Ca în actul de lege să fie stipulat simplu unirea consimțită între, prin iubire între un bărbat și o femeie. Prin iubire și liberă, că nu suntem în ferma zootehnică, repet, acolo noi facem selecția animală și alegem cele mai bune produse pe producție, pe greutate, pe valoare, pe ce vrem să obținem, lâna, carnea, ouăle, laptele, brânza și așa mai departe. Aici vorbim de copii vii, educați, care sunt valori ale neamului și sunt temelia unui popor ce urmează să rămână în urmă și să reprezinte valorile românești, cum și noi le-am reprezentat pe acelor de acum 100 de ani, acelor din primul război mondial și al doilea război mondial și revoluția din 89. Și în momentul în care vorbim de iubire, vorbim de sentiment, vorbim de inimă, vorbim de rațiune și vorbim de cuvânt. Cuvântul te iubesc, deci repet, cuvântul te iubesc este pecetea de legătură dintre două persoane raționale care stă la baza familiei cu ce scop? Naștere de fii și educarea lor. Plecăm pe principiu creștin prin faptul că așa crea Dumnezeu din Logosul Divin ca bărbatul și femeia să se unească unul cu celălalt, cum spune Scriptura, și a cunoscut Adam și Eva, pe Eva și-a născut fii și fiice, și-a cunoscut cutare pe cutare și-a născut fii și fiice, deci avem toată cartea facerii, o vom găsi aceste neamuri care s-au mulțit, din care dăinuie neamul omenesc. De ce am amintit lucrul acesta? Pornind de la familia primordială, vorbim de bărbat și femeie. Forma biologică de existență a neamului omenesc. Vorbim de forma creștină prin nunta de la Cana Galilei. Vorbim de forma arhaică a nunții prin patriarhatul binecuvântării părinților care își puneau mâinile peste fiilor și îi încredințau prin căsătorie și, cum vă spuneam și acum într-o zi, atunci când vorbim de forma asiatică budistă sau confucianistă sau hinduistă, în momentul când bărbatul se atinge de femeia lui fecioară și a trăit cu ea, devine soția lui prin acest act intim și născătoarea de prunci a familiei sale și el o cinstește ca pe soția sa, după alte ritualuri, după alte obiceiuri, pentru că dacă am stat să ne întrebăm ce este nunta creștină, noi nu putem da altă definiție decât a dat-o Hristos la Cana Galilei și Pavel în Noul Testament. Mare taină în Hristos și în biserică. Hristos a binecuvântat nunta din Cana Galilei ca bărbatul și femeia prinși de harul divin și de dragostea lui Dumnezeu să fie un trup și să devină cum au fost înainte de căderea din rai Adam și Eva. Același gând, același cuget, aceeași voință. Pe această temelie se bazează temelia vieții creștine. Când vorbim de familia socială, și aici putem spune despre un ateu sau o fată care este ateică, nu crede în Dumnezeu, dar se duc la ordinea civilă, își
consemnă în statutul de căsătorie civilă actul în care trece în subordinea soțului sau păstrează ambele nume și devin o nouă familie, dar devin exponenții societății în mod etic, social și moral. Nu pot să-i condamn cu nimic. Își fac serviciu, au casa lor, au ograda lor, au pruncii lor, au normele lor valorice, au normele lor intelectuale, deci noi nu-i putem condamna. Biserica vine și îi privește ca pe ce? Ca pe doi concubini, ca pe un mariaj de probă, ca pe un desfrâu, să spunem, în termenul păcatului, dar înaintea lui Dumnezeu ei sunt soț și soție prin cununia civilă, numai că nu este consfințită de biserică. Deci nu putem vorbi de taina cununiei. Deci acei copii se nasc strict în sistem genetic-biologic. Acolo putem spune că până nu-i vor boteza sau până nu se vor cununa, harul lui Dumnezeu doar îi veghează, nu-i binecuvintează. Atât, noi nu putem să spunem altceva despre oamenii care nu au asupra lor în societate actul de taină al cununiei religioase. După aceea putem vorbi de orice cuplu și dumneavoastră nu trebuie să ne ascundem după deget sau să privim în mod incert, să spunem, vai, vai, am auzit și această expresie, dar cei care stau necununați, dar cei care fac copii necăsătoriți, corect este, dar îi fac prin unirea dintre un bărbat și o femeie. N-ajung la taina spiritualității, dar rămân în taina biologicului și a logicului, și a logicului logosului divin. Creșteți și vă mulțiți. Este prima formă brută a ceea ce înseamnă și David ne arată în psaltirea lui, în psalmii pe care îi scrie, această expresie. Omul în cinste fiind s-a alăturat ca dobitoacele cele de, fără de minte și s-a asemănat lor. Adică ce înseamnă aceasta? Că s-a atins unul de celălalt, fără harul lui Dumnezeu, în mod biologic. Și cu asta basta. Iarăși n-avem ce comenta, iarăși n-avem ce condamna, ci doar biserica, prin actul de misiune ortodoxă, prin actul de cateheză, prin actul de formare duhovnicească, prin actul de învățătură a credinței ortodoxe, poate să-i convertească spre Hristos și să legifereze sau să binecuvinteze. Și o să întrebați cum? Simplu. Ai cumpărat o mașină de la cineva și te-ai înțeles cu el, ai dat bani și ți-a dat mașină. În momentul când vine impozitul sau când vine un act, se duce la proprietarul ei. În momentul când acela ți-a întocmit un act clar juridic, din clipa aceea se radiază de la el și se înscrie la tine. E o formă bolnavă, ce v-am explicat. E vorba de ceva material. La bărbat și la femeie nu este așa. În momentul în care ei s-au spovedit curat la preot, sufletul lor s-a curățit și harul se apropie. În momentul când și-au citit actul de taină al cununiei religioase, indiferent de derapajele vieții sau de forma de păcat, în clipa în care preotul le-a binecuvântat și le-a administrat taina harului în sine, respectiv fie a botezului, fie a mirungerii, fie a euharistiei, fie a pocăinței prin spovedanie, fie a cununiei ca și căsătorie, din clipa respectivă lor li se absolvă tot păcatul și antecedent tot ce s-a creat pe această linie intră sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Prunci binecuvântați de Dumnezeu care pot fi botezați, prunci care pot fi mirunși dacă nu sunt în autenticitatea credinței creștine, sau prunci care pot fi altoiți în biserică direct prin marele har al botezului, prin taina Sfântului Botez. Ei, lucrul acesta trebuie să-l înțelegem și să îl păstrăm din două considerente. Cineva, și un mare ilustru teolog, păcat de numele și demnitatea care o poartă, a spus așa: sunt împotriva unui asemenea act de consfințire a familiei ca bărbat și femeie în Constituție din două motive. Să nu se împartă societatea în două. Societatea este oricum împărțită în două. De când e lumea și pământul? Săracii și bogații,
înțelepții și neînțelepții, păcătoșii și nepăcătoșii, nu-i știm noi, îi știe Dumnezeu. Știți că diavolul când a venit în pustie, l-a întrebat pe un călugăr ca să-l dea în slava de șarte. Ia auzi mă, păcătosule, cine sunt oile și cine sunt caprele, știi? Oile le știe Dumnezeu, capru fi și eu. Deci noi nu știm în ce categorie ne putem situa. Dar știm că stând sub harul lui Dumnezeu, avem toată certitudinea că putem fi de partea celor de-a dreapta. Și atunci când vorbim de drepți și de păcătoși, putem să facem distinția între păcatul capital, păcatul de moarte, păcatul împotriva Duhului Sfânt, păcatele curente sau mărunte care ni se par mici și păcatele împotriva Duhului Sfânt sau păcatele capitale care despart de Dumnezeu în mod categoric, vorbind de lucrurile urâte condamnate în Vechiul Testament prin focul Sodomei și al Gomorei. Aduc în amintire lucrul acesta pentru următorul lucru. Ținând cont că la ultimul referendum, care nu l-am făcut eu, ci societatea l-a făcut, s-a arătat că 86, 87, 88% dintre creștini s-au declarat creștini și s-au declarat ortodoxi. Aici mai avem apoi punctajul sau sutimile care aparțin cultului catolic, cultului greco-catolic. V-am spus, acestor secte care sunt pe teritoriul țării aprobate în Ministerul Cultelor ca existențiale și care își desfășoară activitatea aici în țara românească, dar care la rândul lor, deși nu au puterea sfințitoare, desăvârșitoare, au puterea moralizatoare și niciodată nu te învață să dai în cap, să ucizi, să omori, să desfrânezi, să faci lucruri interzise și de aceea atâta timp cât nu vatămă integritatea și unitatea statului, nu sunt socotite ca scoase în afara legii. Și atunci, cum noi ne respectăm cu vecinul care este de altă religie sau de alt cult creștin, suntem megeși, ne salutăm, lucrăm pe ogor, ne întâlnim la poartă, ne vedem în târg, ne vedem la o sărbătoare a satului, ne vedem cu orice ocazie și suntem prieteni și ne respectăm, așa este și acest referendum. El vine cu scopul de a confirma că normalitatea ortodoxă suportă și tolerează orice abatere de la regulă, dar trebuie să aibă asigurată regula în sine. Oricine vine în România și deschide Constituția, așa cum scrie în Constituție, că credința este liberă, cultul este liber, fiecare se exprimă în mod liber și religios ceea ce simte și cum simte, avem și articolul, parcă 6 din Constituție, care vine și spune: părinții au drepturi depline asupra copiilor să-i crească, să-i formeze, să-i educe în etosul și lucrarea personală duhovnicească a ceea ce sunt ei în sine. Pentru că l-am auzit pe cineva care mi-a spus: eu vorbesc cu oricine, să știți că nu sunt un tip îngânfat care să nu primească dialogul cu cineva. Și mi-a zis: da, părinte, dar voi de ce îi botezați mici? Păi îi botezăm mici din următorul considerent: că suntem siguri de la nașterea lor că sunt al lui Hristos și îi dăm lui Hristos. Vrem ca Duhul Sfânt să stea în ei. Vrem să fie îmbrăcați în haină de lumină. Vrem să fie amanet lui Dumnezeu, dați din fașă, așa cum eu când mă duc la sculptor și am dus bucata de lemn pe care eu am ales-o pentru un lucru și fac proiectul, eu îi spun așa: din ăsta îmi faci o strană, din ăsta îmi faci o ramă de icoană, din ăsta îmi pui lacăta pe teasmă, din ăsta îmi faci o cruce, din ăsta îmi faci un iconostas sau ce ai tu nevoie din materia primă respectivă. Sculptorul, în momentul în care a primit proiectul a ceea ce vrea să facă, croiește materialul și lucrează după comanda primită. Ei, în momentul când eu cu soția mea, ca bărbat și femeie, ne-am împreunat unul cu celălalt și a rezultat un prunc, este în mod evident categoric
că odată ce eu sunt ortodox, copilul meu nu poate să poarte altă credință decât au purtat-o strămoșii lui. Și mi-amintesc o expresie regizorală dintr-un film excepțională. Cineva îl întreabă pe un domnitor: și cine este Dumnezeu? Și domnitorul îi dă un răspuns de înțelepciune voivodală. Poate fi vreun Dumnezeu mai adevărat decât Dumnezeu strămoșilor tăi? Și persoana respectivă n-a mai putut să spună nimic, ci doar a spus atât: da, dar până la urmă Dumnezeu, după dogme, este un zeus rămas singur. Adică crede într-unul Dumnezeu, cum spunem noi ortodoxi. Și din nou, cel care apăra credința ortodoxă îi spune: singur sau nesingur, ferește-te de judecata lui. Și atunci, în mod ironic, cel care ascultă răspunsul îi spune: Allah să-ți ajute, fiindcă el era de altă sorginte creștină și îi dădea sfaturi voievodului. Și el îi spune: numai de n-aș cădea în judecata măriei tale. Și știi ce îi răspunde voievodul? Din nou un cuvânt pe care numai un domnitor de sorginte creștină și temător de Dumnezeu putea să-i spună unui ticălos. Să știe toată lumea ce-i cer și ce-o așteaptă. Oamenii singuri hotărăsc dacă stau între oameni sau ies dintre oameni. Pe cei ce vor păzi poruncile mele îi voi cinsti, dar pe cei ce nu vor păzi poruncile mele, ei singuri își vor hotărâ pedeapsa. Ei, același lucru putem spune și noi despre Dumnezeu. În momentul când noi ajungem insolenți și nepăsători față de puterea și lucrarea Sfintei Treimi, de creștinismul autentic în care trăim de 2000 de ani, marcat prin plăcuțe, prin tăblițe, prin scrieri, prin documente, prin locașuri de cult, prin monumente ale tradiției, prin biserici, prin cimitire, prin inscripții, prin pomelnice, din astea domnește, diptice, cum să spun. Deci noi nu putem să venim și să le pădăm o credință bimilenară pentru o idee de moment sub pretextul libertății. Frumos a spus acel, a spus acel actor sau ce este el, om de televiziune care lucrează în lumea aceasta a artiștilor, Dorel Vișan: libertatea pentru cei ce nu știu ce să facă cu ea e un mare blestem. Și iată că uneori trebuie să fim foarte atenți că ea se poate transforma într-un mare blestem dacă noi, cei care suntem în jurul bisericii, în jurul lui Hristos, în jurul valorilor creștine, în jurul istoriei, în jurul pământului românesc, în jurul a tot ce s-a creat frumos și s-a lăsat ca opere de artă de 2000 de ani și nu le păstrăm și nu le autentificăm și nu le girăm valoarea, s-ar putea într-adevăr ca copiii noștri, tineretul care se ridică, nu pentru că ei ar fi necunoscători sau n-ar fi dornici să cunoască. Din nefericire, acești prunci ai noștri au gustat cele mai crunte experiențe posibile. Se vorbește mereu de experiențe diabolice. Ei, trebuie să înțelegeți, consumul de etnobotanice este o experiență diabolică. Consumul de droguri este o experiență diabolică. Consumul abuziv de sexualitate este o experiență diabolică. Consumul exagerat de material pornografic este o excepție, este un diabolism, este o experiență mizerabilă cât se poate de posibil. Deci a pătruns satana prin metodele tehnice și prin metodele tot ce avem noi astăzi ca
metodă tehnică din aceasta, ce înseamnă mass media, ziar, televiziune și tot felul de metode prin care poți să ai contact cu informația, a ajuns păcatul desfrâului să pătrundă până la copilul de grădiniță. Să nu mai vorbim de manualul teoriei de gen pe care ministerul, fără să ceară o aprobare aferentă părinților, vine și îl implementează în rândul anumitor școli sau copii, ca și cum acei părinți n-ar ști să-și educe copiii cum trebuie. Ei, aceste remorci pline de otravă, aceste bagaje în plus, trebuiesc bine gestionate. Noi spunem că atunci când avem radioactivi, îi punem în sisteme speciale ermetizate și îi depozităm în fundul mărilor și a oceanelor, pentru că acolo se păstrează cel mai bine. Trebuie și aceste mizerii diabolice care vin peste un popor creștin, peste un popor care a stat 50 de ani sub comunism și a rezistat foarte bine. Deci, repet, să stai 50 de ani sub un sistem comunist și să reziști foarte bine din punct de vedere spiritual, să existe biserică, să existe cruce, să existe strămoș, să existe clopot, să existe parastas, să existe slujitor, să existe teamă de Dumnezeu, credință în Dumnezeu, este un act de mare jertfelnicie. Și atunci când mergeți în cimitirile de unde faceți parte ca localitate, fie comună sau sat sau filie sau oraș, numai în semn de respect să puneți la intrare în cimitir o singură lumânare zicând pentru toți care odihnesc în cimitirul acesta și au participat activ, intelectual, moral sau spiritual sau creștinește la edificarea, la luminarea, la formarea și la păstrarea valorilor românești, aprind această lumânare. Pentru că în felul acesta ne putem arăta pietatea și respectul față de acele bătrâne care astăzi nu mai sunt, sau poate au mai rămas din ele, cele mai în vârstă, care timp de 50 de ani în regimul comunist, cu o prescură făcută din făină neagră sau albă, erau la ușa bisericii, repet, sau acel păhărel de colivă cât de mic, sau acel ou roșu cât de nesemnificativ, sau acel colăcel dat de pomană la parastas, sau acea coroană pusă la o mormântare, sau acel bocet în urma unui mort, sau acel popă care spunea un Doamne miluiește și zicea o evanghelie, arătând că trăim în plin comunist într-un popor care știe cine-i Dumnezeu. Deci, nu trebuie să negăm aceste valori pe principiul pe care am să vi-l spun, că atunci când noi am intrat prin 2011, dacă așa o fi, nu ți-o minte, sau nou în Uniunea Europeană, știu că nouă ni s-a spus atunci, la vremea respectivă, că suntem membri activi și participativi cu tradițiile noastre, cu valorile noastre, cu obiceiurile noastre, cu cultura românească, cu valorile românești. Le-am sesizat cum s-au petrecut la nivel de țară, prin diluție. De ce prin diluție? Oamenii au învățat să se roage cât mai puțin, oamenii au învățat să fie cât mai comozi, oamenii au învățat să fie cât mai obiectivi și mai pretențioși, au învățat să fie cât mai exigenți, dar nu exigenți în promovarea unei valori, ci exigenți în promovarea unor necunoașteri de valori, dar îndată cu părerea. Și primul lucru pe care l-am putut deprinde atât de bine noi românii a fost aflarea întreabă. V-am mai repetat odată. Noi știm tot. Când te duci la un medic, ăsta nu-i bun. Când te duci la un judecător, ăsta nu-i bun. Când te duci la o avocată, ăsta nu-i bun. Când te duci la un procuror, ăsta nu-i bun. Când te duci la un preot, ăsta nu-i bun. Când te duci la oricine ar fi el, filozof și geniu, nimic nu-i bun. Domnule, înainte de a înlocui cu rău ceva făcut de altul și a spune asta nu-i valoare, tu trebuie să vii ca contraargument cu o valoare produsă de tine, care să o pui în balanță și să arăți că atac întărește mai greu sau are mai mare apreciere. Ați văzut cum se practică astăzi, de exemplu,
un mod de a promova valoarea, ieșind rețelele acestea imense de socializare, de tot felul, că e Google, că e YouTube, că e Facebook, că e WhatsApp sau altceva, de exemplu, tu ai nevoie de un anumit număr de aprecieri. Și ăla îți spune, promovează postarea, bagă-i atâția lei și îți crește deodată. Dar tu nu trebuie să te uiți la roadele unui afișaj electronic, exact cum mă duc și fac analizele la sânge. M-am dus și am dat sânge și doctorul îmi spune, păi vezi că ai un colesterol, se apropie de 5-6, tu ai să crăpi într-o zi. Și ăla spune, ai prost, nu știe să fac analiză, n-am nimic, nu mă doare nimic. Dar vezi într-o zi că cade din picioare și moare datorită faptului că avea vasele înfundate și inima lui a făcut undeva un poc. Deci, cam așa este în orice domeniu. Nu știm teologie, dar ne dăm cu părerea despre teologie. Și îmi place când foarte mulți... afirmă sau vin și, mă rog, înțepăturile le cunoști, albina bâzie când vine și bagă acu. Și atunci, automat, ai și reacția de apărare, dar ai și reacția de confirmare, că ai simțit înțepătura. Dar voi, popii ăștia hoți, dar voi, popii ăștia mincinoși, dar voi, popii ăștia care spălați creierul poporului, dar voi, popii ăștia care nu vă mai săturați de bani, dar voi, popii ăștia care faceți și dregeți și dregeți și nu se mai termină incriminările. Dar de ce oare nu reușești să vezi cu totul altceva că interesul denigrării acestor 15-20 de mii de clerici din România are un cu totul alt scop decât cel prezentat la prima vedere. Și am să vă întreb, n-ați văzut bărbați beți? Și preotul e tot un bărbat. Bea ca vițelul dacă n-are măsură. Care-i treaba? Mustră-l, părinte, mă faci de râs, ești reprezentantul lui Hristos, corectează-te că se smintește satul și ne smintim și uite, ne iau sectele în primire sau alți necredincioși ne ponegresc. Și de ajuns la îndreptat, el pune la inimă și se îndreaptă. N-ați auzit de om curvind sau n-ați auzit de om păcătuind? Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Și ăla dacă a păcătuit, înseamnă că nu-i harul lui Dumnezeu în el, că n-a fost atent. Dar asta nu înseamnă că David, care era regele cel mare al lui Israel, atunci când a păcătuit la Dumnezeu și și-a dat singur judecata, merită să moară cel ce a luat melușeaua celui sărac și el avea 99 de oi. Și când a spus înaintea lui Natan, miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta. Deci Dumnezeu a dat iertarea. Deci noi trebuie să înțelegem că pe parcurs ce scândura din care lucrez valori de artă este tot mai moale, mai fibroasă, mai cioturoasă, mai verde, mai slabă, fie se înstrâmbă, fie crapă, fie se taie aiurea, fie nu se lasă sculptată, fie nu se lasă modelată, fie nu-mi iese filigramul sau nu-mi iese sculptura sau arta la nivelul cel mai înalt. Și atunci am nevoie de o altă materie primă. De unde să iau altă materie primă dacă Filaret din Moscova vine și ne spune dacă nu am mame bune, nu pot să am copii buni și preoți buni și duhovnici buni. După ce mi-ați dat acest lucru, mame bune și copii buni și duhovnici buni, pot schimba fața lumii. Deci, în momentul când acuzăm fără să gândim, sau în momentul când acuzăm să ne aflăm în treabă, trebuie să ne gândim că este și un Dumnezeu care judecă după alte criterii și atunci când ne trezim cu multe necazuri și nemulțumiri, să ne aducem aminte că ne-am pus judecători în locul lui Dumnezeu și am luat noi decizii. Ce ar trebui eu să fac în fiecare zi? Hai să nu spun că spovedesc 10 într-o zi, că poate nu vin 10 într-o zi, dar 5, 6, 7. Și la acelea 5, 6, 7 spovedanii, ce ar trebui să fac? Să-mi pregătesc telefonul mobil, da? Să-l pornesc când se spovedește păcătosul și îmi spune că a făcut aia, că a făcut aia și să dau pe Facebook, da? Să dau la televizor, ca să vadă lumea cât îți de păcătoși credincioși. Nu. Preotul stoarce aceste mizerii prin puterea de a lega și dezlega, le îngroapă odată cu el și le lasă în mila lui Dumnezeu, acolo în pridvor unde a spovedit sau la scaunul de spovedanie și omul pleacă mai departe, curat, dezlegat, liniștit, iertat și binecuvântat. De ce
adică eu ca preot, pot să mă împac cu ideea cu nenoriaș, poate bea cât vrea el, poate desfrâna cât vrea el, poate fura cât vrea el, poate înjura cât vrea el, poate curvi cât vrea el, poate păcătui cum îi place lui, sau poate să facă, să spunem, o anumită persoană de gen feminin, câte întreruperi vrea ea și nimeni să nu-i ceară socoteală sau să mai și spună, de pildă, mai există și această variantă pe care o întâlnești la spovedit deseori sub această formulă. Părinte, dar ce faceți? Intrați cu bocanci în viața mea? Sorry, nu intru cu bocanci. Intru cu molitfelnicul și cu canoanele din cartea de spovedit care mă obligă să te întreb despre morala interioară și personală, nu pentru a te pedepsi, nu pentru a râde, nu pentru a te arăta cu degetul, nu pentru a te jicni, nu pentru a te lua în bătaie de joc, ci pentru a te dezlega. Dacă vreau să-mi pun mintea, pot să scriu despre fiecare ce păcate am spovedit, că și în ziua de azi le țin minte, că eu i-am spovedit. Nu m-a interesat niciodată. M-a interesat întotdeauna câte fecioare au mai rămas, dacă sunt fete curate, câți băieți deștepți au mai rămas, care s-ar putea face călugăr, care e bun de un doctor, care e bun de un inginer, care e bun de un asistent, care e bun de un familist, care e bun de un gospodar. Asta te interesează la spovedit. Remarci sau culegi sau monitorizezi măcar în mod sufletesc valorile creștine și stai liniștit și te gândești, băi, am 20 de văduve care citesc psaltirea. Am 30 de fete fecioare care nu se culcă cu băieți, în ciuda faptului că curentul este să faci păcate, că totul e liber și permisiv. Ei, acest referendum vine să arate că iubirea dintre un bărbat și o femeie nu e numai o taină de pat. Nu e numai datul pantalonilor jos și hârjoană sub cearșaf. Aici înseamnă sentiment, jertfă și iubire. Aici înseamnă copiii viitorului, valorile viitorului, oamenii neamului, toți s-au născut din câte o mamă. Și Iorga l-a născut o mamă, și pe Eminescu l-a născut o mamă, și pe Ștefan l-a născut o mamă, și pe oricine dintre oamenii mari acestei țări au avut o mamă. Fie săracă, fie bogată, fie amărâtă, fie înțeleaptă, fie deșteaptă, fie cultă, fie mai puțin cultă, dar cu inimă de român. Deci în momentul când te duci să pui acea ștampilă pentru păstrarea integrității familiei, nu desparți pe nimeni și de nimic, nu intri în intimitatea nimănui, nu deranjezi pe nimeni, dar îți asiguri, și aici am să vă pun o întrebare care acum mi s-a iscat în minte. De ce când faci o casă sau când faci o grădină, o împrejmuiești cu gard? Dacă tu stai la o margine de pădure, cine te poate deranja? Cine îți poate veni? Sau hai să întrebăm, dacă vine un hoț, nu sare gardul? Tu faci gardul în semn de delimitare a proprietății, ca cel ce vine și s-a oprit la gardul acela să știe că acolo există un cetățean, un număr, o identitate, o persoană, un proprietar și un stăpân. Și omul vine și bate în poartă, cioc, cioc, cioc. Și tu întrebi, da, de acolo, cine ești? Păi sunt cu tare și spune, intră, și tu îi apeși butonul și se deschide poarta sau îi spui, trage zăvorul și intră. Același lucru se întâmplă și în Constituție. În momentul în care în starea de normalitate scrie că un bărbat și o femeie alcătuiesc o familie creștină, noi stăm liniștiți că copiii noștri, nepoții noștri, urmașii noștri și generațiile care vin știu că în neamul acesta românesc, din totdeauna un bărbat iubea o femeie, o femeie iubea un bărbat și așa s-a născut poezia la sat, folclorul la sat, doina, cântecul de dor, cântecul de leagăn, cântecul de nuntă, cântecul de botez, cântecul de cumătrie, cântecul de cununie. Toate au ceva frumos și dacă ne gândim numai la secvența transmiterii mai departe a ștafetei unei generații către altă generație,
te gândești numai la vorba aia populară că s-a spus la mii de nunți. Să mă ierți, mamă și tată, dacă ți-am greșit vreodată. Ce arăți? Respectul de rădăcina de unde ai plecat. Da, de acum tu ești responsabilul de ceea ce vei face. Făcând lucrul acesta în Constituție, tu stai liniștit că cei care vin cu metode sau idei noi pot foarte bine, cum spune tot o zicală bătrânească, conform legii toți murim, lângă lege toți trăim. De ce? Având legea știi până unde poți merge, având legea știi unde să te oprești. Acum spune Apostolul Pavel că păgânii neavând lege fac din fire ale legii. Noi nu putem fi mai jos de păgâni. Dacă ei din fire fac ale legii, de ce am face noi altfel decât scrie în lege? Și atunci cei care fac au și ei un hotar. Măsura bunului simț față de majoritate, respectul față de celelalte valori pe care nu le respectă, dar nu-și permit să le calce în picioare că scrie în lege, respectul față de toleranța și omenia. Poftim, tu treci pe stradă, da? Și doi s-au căsătorit, cine or fi ei, treaba lor și Dumnezeu privească-i. Tu nu arunci cu pietre, nu scuipi, nu jicnești. Dar nu te interesează. E viața lor, ei vor da socoteală la vremea și la timpul cuvenit. Dar tu știi că copilul tău poate intra liniștit în clădirea de stare civilă, cu soția lui sau prietena lui, să spună, da, îl iubesc pe Ion de bunăvoie, da, o iubesc pe Maria de bunăvoie. Și s-a încheiat acel act normal, firesc, biblic, creștinesc, social, etic și tradițional între doi oameni normali. Pentru că mulțindu-se acest gen de păcat, și o să spuneți, da, cum să se mulțească? Dumneavoastră v-ați dus vreodată într-o grădină părăsită? Ați văzut vreun ogor nemuncit? De câte ori v-ați dus pe un ogor nemuncit și ați găsit recolte? De câte ori v-ați dus pe un ogor nemuncit și ați găsit grâu? De câte ori v-ați dus pe un ogor nemuncit și ați găsit floarea soarelui? Sau ce cultură vrei tu să găsești? Găsești dacă ai semănat. Aceste ogoare pline de neghină, că așa spune Evanghelia, venind dracu noaptea, semăna neghine. Așa putem spune și noi astăzi. Că venind curentele moderne occidentale peste noi, au aruncat cu neghină în oborul creștinătății. Acum nu putem să plivim neghina, să rupem grâu. Dar putem aștepta în pace și în liniște să se coacă și atunci când va fi vremea, grâu se dă la arie și pleava și tot ce nu-i bun se dă la foc nestins, cum spune Evanghelia. Asta e treaba judecătorului suprem al lui Dumnezeu, nu a noastră. Cine crede în el, ia plată de Dumnezeu, cine crede în apostol, ia plată de apostol, cine crede în proroc, ia plată de proroc, cine crede în sfânt, ia plată de sfânt și așa mai departe. Dar de ce v-am amintit toate lucrurile astea? Când întâlniți prieteni, vecini, colegi, oricine ar fi ei, când întâlniți orice fel de om care se pretinde a fi creștin ortodox, pentru că am auzit și persoane care au spus, mă abțin, nu mă interesează, ce să-ți vorbesc? Ce să-ți vorbesc, te abții? Dar de ce te abții? Care e motivul să te abții când Dumnezeu a spus clar, te rușinezi de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de voi înaintea Tatălui. Dacă într-acest neam viclean și păcătos nu-ți pui sufletul pentru mine și Evanghelia mea, nici eu nu-l voi pune când voi fi în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. De ce să-ți fie rușine și să te abții? Care e motivația? Eu am spovedit poate 10 din ăștia, ori fi vreo 20. Și l-am întrebat, zic, nu crezi că e nevoie să te corectez? Și a spus, părinte, momentan sunt într-o derută. Încearcă să ieși din derută, că e o pistă greșită. Și cu asta, basta. Atât. Fără întrebări aferente, fără deranj, fără jicnire, fără vorbe urâte sau fără jicniri din astea sau înțepături din astea care să descalifice sau să declasifice sau să arunce omul într-o stare, bă, ăla m-a tratat ca pe ultimul gunoi. Nu asta este calea. Calea lui Hristos este iubirea. Dacă vrea Dumnezeu să ne omoare, ne omoară într-o clipă. N-are nevoie să semnăm noi la referendum. Dar trebuie să ne mărturisim credința într-un singur Dumnezeu,
Trebuie să credem în jertfa crucii lui Hristos, în valoarea celor șapte taine, iar taina căsătoriei este una din cele șapte taine ale bisericii, și aici mă repet, nu prin care biserica pune monopol pe oameni. Mereu mă enervează lucrul ăsta când aud pe câte cineva și spune: o, mi-a cerut preotul 200 de lei, 500 de lei la cununie. Serios? Dar dacă ai dat 5 milioane, dacă ai dat 5 milioane numai cont la sală, dacă ai dat 50 milioane la muzică, ai dat 30 milioane pe rochie, 150-200 de milioane pe meniu, ți se pare așa de mult că ai dat lui Dumnezeu 100 sau 2 de lei când te-ai cununat o singură dată în viața ta? Că Doamne, te cununi în toată ziua. Și ți se pare că ai făcut o mare jertfă. Dom'le, dacă într-adevăr vrei să nu faci o mare jertfă, spune-i părintele: părinte, spre rușinea mea m-ai cununat, nu pot să-ți dau nimic pentru că eu am venit să iau taina asta de pomană. Și eu cred că o face preotul, că nu o să te bată că ți-a făcut-o sau o să ți-o dezlege, să ți-o anihileze. Dar care este respectul tău personal de creștin adevărat, repet, când numai ca să arunci o cușcă cu porumbei din fața bisericii, dai 10 milioane și că i-ai dat la preot 200 de lei când te-a cununat, ai făcut mare gargară. Chiar nu se explică acest infantilism sufletesc, acest snobism mărunt în sufletul nostru, care ne face să nu ne cununăm. Că eu întâlnesc, doar găsesc mii de comentarii pe Facebook: dar eu n-am nevoie să mă cunun, dar eu n-am nevoie de popi, n-am nevoie de slujbele lor. Și eu le mai răspund câteodată: din păcate aveți perfectă dreptate. Chiar este o enigmă prezența dumneavoastră pe Facebook ca persoană. Pentru că neavând nevoie de nimic ce este social, spiritual, creștinește, cultural, nu văd de ce vă folosiți și de acest element care nu vă aparține, pentru că e gratis. Mă întreb dacă s-ar face mormântările gratis, ar muri mai mulți? Mă întreb dacă s-ar face cununiile gratis, s-ar cununa mai mulți? Dacă s-ar face botezurile gratis, s-ar boteza de mai multe ori? Nu, tot o singură dată. Și să știți că am lucrat după Revoluție, atunci când erau preoți puțini, cam usând preoți peste tot, nu mai sunt parohii care să nu aibă preot, spovedeam de dimineață până seara, botezam, cununam, tot ce găseam, că la vremea aia nu mă întreba nimeni, era după Revoluție. Erau oamenii, veneau cu fel de fel de probleme, făceam și 5-6 botezuri într-o zi sau și 3-4 cununii, făceam și joia și marța, că nu aveau nevoie de taina în sine să se destrăbăleze. Stătuseră deja de 10 ani necununați, de 20 de ani necununați. Erau efectele remanescente ale materialismului dialectic comunist. Și mă întâlnesc cu oameni care i-am cununat la vremea aceea, acum sunt moșnieci bătrâni, și zice: părinte, slavă lui Dumnezeu că v-am cunoscut. Ia ca cu 10 lei, că așa era pe atunci, după Revoluție, când banii erau mici, m-ați cununat, părinte, și-s cununată și până în ziua de azi. Sau mi-ați botezat copilul, părinte, cu 20 de lei și uite, și până în ziua de azi. E creștin bun și îi merge bine și are familie bună. Dar au făcut-o oamenii din convingere. Astăzi oamenii nu mai sunt convinși, creștinii, că botezul este o necesitate. De-aia și atâta fandoseală când se botează un copil. Vai, să nu se nece. Oare chiar credeți că preotul ăla este atât de autist sau atât de incompetent și nu știe să boteze un copil, trebuie să îl învățați dumneavoastră cum trebuie botezat? Eu îi mai bag așa cu toată responsabilitatea, că mă gândesc la taina în sine, să fie cât de perfectă, să nu lipsească nimic din ea, că spune acolo, dacă faci botezul în bătaie de joc, poate să aibă repercursiuni asupra pruncului. Și mai văd câte o mamă înspăimântată, vai, mai are puțin și poți să o dai la televizor, să faci o scenă de teatru din ea. Și întreb, zic: Doamne, de ce vă temeți dacă Dumnezeu e de față? Sunteți în biserică, biserica este a învierii, biserica este viață, biserica nu-i moarte. Da, 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 că se poate întâmpla. Ion Creangă, când a scris povestea cu zdrobul de sare, voi țineți minte finalul ei? Vi-l aduc eu aminte că e foarte duios, dar foarte dureros. Mă duc în lume și dacă găsesc mai proști ca ei mei de acasă, cum era nevastă sa și soacră sa, care în loc să mute drobul plângeau că omoară copilul, atunci zice: nu mă mai întorc. Dar dacă găsesc, mă întorc, înseamnă că a mei e ca toți ceilalți. Să demonstrăm
Că nu ne mai înspăimântăm atâta de zdrobul de sare. Să demonstrăm că suntem ortodoxi creștini. Mă credeți că mi-este rușine când văd toate decapitările astea în Siria, cum mor martirii aia cu sutele și cu miile, că-s vreo 250.000 de creștini omorâți de acești derbedei ISIS, această armată, legiune sălbatică păgână, care tot ce prind creștini ucid, omoară, schingiesc. Și cu câtă seninătate mor oamenii aia pentru Hristos. Și noi atâta ne mai văicărim pentru o zi de post, atâta ne mai văicărim pentru o rugăciune, atâta ne mai văicărim pentru un act cultic care trebuie făcut așa cum trebuie, de ni se pare că ăsta e motivul principal al insuccesului nostru, faptul că avem contact cu biserica. Foarte multă lume a ajuns la concluzia, într-o Românie ortodoxă, că prezența la biserică ne aduce insatisfacție, insucces, ne aduce sărăcie, ne ia prosperitatea, ne sărăcește, sufletește și material și trebuie să ne depărtăm. Anticlericalismul și antibiserica sunt acum subiectele de bază, pentru că vă spuneam acum o jumătate de oră un lucru și l-am întrerupt, fiindcă s-a spus clar, n-am spus eu, chiar Bartolomeu Anania, mitropolitul Ardealului, atunci când vrei să distrugi un popor, îl distrugi din interior, și aș folosi exact expresia dânsului, n-a venit nimeni din afară cu buldozere să ne dărâme economia sau industria sau agricultura, noi le-am dărâmat prin nepăsare, și n-a venit nimeni din afară să ne scoată preoții din biserică sau să dărâme biserica. Noi vom scoate pe preoți din biserică și noi vom dărâma biserica. Noi și urmașii noștri. Și aceasta nu cum a spus într-o zi cineva, că, părinte, sigur că trebuie să vă apărați bucata de pâine. Ce o să faceți dacă nu mai sunteți preoți? Știu suficiente meserii ca să trăiesc nu neapărat din problema preoției. Dar mă gândesc ce va zice Dumnezeu când ne-a dat un popor care a vărsat sânge în atâtea războaie, ne-a dat atâtea mii de biserici și mănăstiri, ne-a lăsat atâtea vestigii creștine, atâtea moaște de sfinți și oase de martiri pe tot pământul românesc, unde calci găsești. Noi nici 10% din istoria României nu știm. Noi sărbătorim 100 de ani de românism și de unire a celor trei principate, 1 decembrie 1918. Dar în țara aceasta sunt încă mii și mii de vestigii creștine nedescoperite. Habar n-avem ce tezaure stau îngropate, ce comori stau îngropate, ce sfinți stau îngropați. Măcar că nu le putem folosi, respecta și prețui, să mergem la acest referendum, să vadă cei din Uniunea Europeană și tot Occidentul, domnule, o țărișoară atât de mică ca România are demnitatea credinței ortodoxe, a moralei creștine, a eticii sociale, a demnității personale, a respectării valorilor, a respectării cultului valorilor de orice fel, nu numai creștine, și intelectuale, și materiale, și literare, și filozofice, și tot ce vreți, și să demonstrăm că cei care au luptat într-adevăr cu arma pe la Mărășești, Oituz, Predeal, la Odessa, la Cotul Donului, pe frontul sovietic, pe frontul Ungariei, peste tot până unde ne-am dus cu eliberarea, atunci, în momentul respectiv, în primul și al doilea război mondial, să arătăm că suntem urmașii lor și nu suntem niște oameni atât de ușor manipulabili după cum bate vântul la fiecare în ogradă. Spune unul, ho, toată lumea face ho, dar stai un pic să văd, de ce îmi strigi ho dacă sunt rațional? Punem în balanță întotdeauna argumentul pozitiv și argumentul negativ. Prezintăm situația la modul cel mai concret și eu aleg cu discernerea mea dacă este bine ce fac sau dacă este rău. Deci în momentul când contrazici fără să explici, ești un flecar. În momentul când contrazici cu argumente teoretice, logice, intelectuale, concrete, de viață, pe bază de știință, pe bază de adevăr, pe bază de istorie, să știți că bârfa nu se îndosarează niciodată în cronologiile istorice. Vorbirea de rău nu se îndosarează în cronologiile istorice. Numai faptele, eroii și acești observatori sau cronicari care le-au scris. Nu vă mai plictisesc că vă obosesc.
consider că mi-am făcut datoria să explic de ce trebuie să mergem, ca copiii noștri peste 50 de ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, și ei să se poată cununa în biserică de către preot cu cinstitele cununii pe capetele lor și să se bucure de puterea Harului Duhului Sfânt și de frumoasele cântări care se cântă la taina cununiei, iar copiii noștri să înțeleagă, așa cum i-a născut mama lor, fetiță sau băiețel, că ei sunt urmașii urmașilor lor. Ei sunt generația de mâine, cum spune la cununie, să-și vadă pe fiii fiilor lor împrejurul mesei lor ca niște mlădițe tinere de măslin. Amin și Doamne ajută! Amin.